Bună ziua, domnule Iurie Levcic. Sunteți din Cernăuți și acum vă aflați în Sibiu. Îmi puteți spune, vă rog, ce se întâmplă acolo și ce faceți în Sibiu? Desigur, da. Mă numesc Iurie Levcic, sunt directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, una dintre cele mai mari asociații românești, dar cea mai activă, cu siguranță, din Ucraina, în cadrul căreia funcționează o școală populară de arte cu peste 100 de copii, de elevi, de discipoli la secțiunile canto, coreografie, pictură, design tradițional, ce include crustarea în lemn, măști și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, avem un post de televiziune online și un ziar care se numește Cronici Bucovinene. Am venit la Sibiu cu câțiva copii, au fost selectați 3 copii la concursul internațional Hermannstadt Fest. Eu sunt invitat în calitate de membru al juriului, nu sunt pentru prima oară la Sibiu. Din păcate, ultimii ani ne-au depărtat un pic de partenerii și colegii noștri de aici, pentru că a fost pandemia și mai ales acest an cu războiul în spatele nostru e dezastruos. Dar am încercat să fac față anul acesta, toate că e foarte greu de ieșit din țară, bărbații de la 18 până la 60 de ani. Am primit invitația și fiind și consilier în cadrul Consiliului Raional Cernăuți, mi s-a aprobat ieșirea. Mai sunt și președintele Comisiei pentru Educație și Cultură, de aceea cred că a fost și aprobată această ieșire. Și ia ca sunt în Sibiu, mă bucur de priveliștea uimitoare a Carpaților și a Sibiului. Încerc să valorific acest timp pentru mine, pentru sufletul meu și dar mai ales pentru copilașii noștri care toți trei sunt pentru prima oară în Sibiu și la un concurs de acest nivel. Copilașii dumneavoastră, cum foarte frumos spuneți, ce au pregătit pentru acest festival? Noi, de fapt, am înaintat dosarele pentru secția de folclor, pentru că mare majoritatea copiilor care studiază la secția de canto popular în cadrul Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească Ciprian Porumbescu din Cernăuți studiază cel mai mult folclor, deci 80% din repertoriul lor este folclor sau cântece duhovnicești, pentru că nu există copii care la noi la școală, care nu cântă, spre exemplu, pe pricesne sau cântece religioase, dar au și muzică de divertisment. Anul acesta noi vom prezenta, toți trei vor fi prezenți la secțiunea folclor. O fetiță mai mare, Uncu Anastasia, va participa și la secțiunea muzică de divertisment, va cânta un cântec de muzică ușoară care se numește Ruga pentru Ucraina, mai degrabă e, nu știu dacă pot să-l numesc muzică ușoară, care are un conținut atât de dramatic și atât de adânc. Și încă o fetiță va participa la o altă secțiune, secțiunea creație, unde vom prezenta un cântec nou care se numește Cununița. Sper să aibă succes, pentru că copiii sunt foarte bine pregătiți, dar știind ce nivel are concursul ăsta, nu îmi pun foarte multă speranță pe premii, doar mi-am dorit foarte mult ca acești copii să ajungă aici, să vadă țara încă o dată că la Cernăuți există suflul românesc și există oameni care promovează cultura română și nu numai cultura, dar și spiritualitatea românească. Creștem copiii în acest spirit și acest lucru ne face să fim mândri. Pentru că spuneați de spiritul românesc. Sunt voci care spun că în ultima vreme învățământul românesc este în cădere liberă în Cernăuți. Sunt voci care spun adevărat, dar îl mai înzestrează, îl mai împodobesc, dacă îmi permiteți. Împodobesc pentru că oamenii, nu știu de ce, jurnalismul în România acum trage mai mult la presa de bulevard decât la o presă cu verticalitate și o presă cu veriditate, da? Într-adevăr, situația noastră a învățământului este drastică, este dramatică în Ucraina. Ucraina face tot posibilul, din spusele oficialilor ucraineni, să îndepărteze limba rusă, școlile ruse, dar după aceste, știu eu,
proceduri ce le fac ei, suferim noi mai mult. Am să vă spun un singur fapt. În Uniunea Sovietică aveam 100 și ceva, deci acolo 120 și acum ne-au mai rămas 52. Aici este clar că și factorul obiectiv, nu sunt copii, situația demografică ca peste tot în Europa este precară, dar ceea ce face statul ucrainean, guvernul Ucrainei, să știți că noi am pus, noi românii am pus foarte multă speranță pe Zelenski în momentul când l-am votat, am fost chiar în echipa lui de promovare și așa mai departe, că ne-am gândit că acest băiat tânăr, îl cunosc personal de mulți, mulți ani, din anul 1998 îl cunosc, m-am gândit că va fi altceva, dar din păcate, oricum, mașina asta de tocare, de ucranizare, el nici cred că măcar n-a făcut efort să oprească. Din păcate, școala națională, predare în limba română sau predare în limba naționalităților, minorităților naționale din Ucraina, suferă foarte mult, pentru că dacă până acum aveam ore la ucraineană, limba ucraineană, literatura ucraineană, istoria Ucrainei în limba ucraineană, acum ei își doresc foarte mult și insistă ca să treacă la acel procentaj care pe noi nu ne satisface deloc. Deci până în clasa a 5-a, școala primară să fie în limba maternă, cu cele 6 sau 8 ore de limba ucraineană, din clasa a 5-a până între 8-a, școala gimnazială, cum ar veni în România, să fie 50% sau poate chiar peste 50% și școala de acum liceală să fie tot în limba ucraineană. Acest lucru pe noi nu ne satisface și ceea ce este și mai drastic, au tăiat urât de tot orele la limba română. Au rămas 2 ore de limba română, domnule, nu se poate așa ceva. Nu ai cum să știi copiii ceia limba în momentul când de jur împrejur e ucrainizare peste tot. Reclamă, numai în ucraineană. Postul de televiziune la care am fost redactor, apoi șef de redacție mulți ani, acum practic l-au distrus, n-au mai rămas, au rămas 2-3 emisiuni și acelea cu subtitrare neapărat în limba ucraineană sau ce dublează efortul oamenilor care muncesc acum acolo să aducă știrile și acea limbă frumoasă românească pentru românii noștri de acolo. Acum, recent, au primit acea lege a minorităților care este dezastruoasă. Deci Ucraina declară că vrea în Uniunea Europeană, dar face totul să nu fie primită. Face totul să nu fie primită și mizează doar pe situația care e acum, că îi vor jeli sau mai știu eu să găsesc, acum nu vreau să găsesc sinonime potrivite la acest cuvânt, ca să fie primiți în Uniunea Europeană. Ei nu cred că vor, pentru că își dau seama că nu vor mai avea posibilitate să fure ca în codru verde, să omită responsabilitatea și pedeapsa pentru aceste furturi, pentru că ceea ce se face în Ucraina acum este chiar dezastruos. Se dezvoltă acea sau este în implementare încă acel program prezidențial care a fost început de, se numește Marea Construcție, de Zelenski, dar vreau să vă spun că pe câteva fapte, spre exemplu, a fost făcută o porțiune de drum de 10 km de la Mahala până la Boianul nostru, al lui Niculce și al lui Ciprian Porumbescu, și au fost făcut nici măcar 2 ani și drumul gata e distrus. Sau porțiunea de la Cernăuț la Vamă n-a fost terminată nici până acum, sunt porțiuni, fragmente care nici măcar n-au fost atinse și au trecut deja 3 ani. Deja celălalt drum, mai scurt, să fac doar bifări, înțelegeți? Cred că eu sunt convins că se fură ca în codru verde. Și toți demnitarii ucraineni, mai ales acești cu mâinile murdare până în gât, înțeleg perfect că în momentul când va veni Uniunea Europeană și un asemenea procuror șef cum este Chioveși, o să-i tragă la răspundere și o să fie închiși de naiba o să iei. Ei asta își dau seama. Și e clar că o să fac tot posibilul ca Ucraina să nu se miște spre Uniunea Europeană. E una să declare, altceva să faci, ca să înțelegeți.
Când spuneți ce mi-a spus mie acum, când spuneți în Cernăuți, în oraș, cum interpretează cei de acolo? Vă privesc ca pe un element ostil? Adică se gândesc că îi criticați și faceți ceva rău făcând, aducând o critică? Da. Eu ar trebui să pun capul în jos și să primesc așa cum este. În momentul când, eu nu pot spune aceste lucruri, eu n-aș vrea chiar să le spun, dar să știți că românii acolo sunt primiți, nu cu brațele deschise, și așa numita deschidere și ospitalitate ucraineană este doar un fars și o prostie, și doar un cuvânt și atât. Pentru că în momentul când cât n-ai face pentru țara aceasta, cât n-ai face pentru acești oameni, de fapt eu am făcut mai mult pentru oameni decât pentru țară, că eu sunt la bază istoric, politolog, înțeleg perfect ce se întâmplă acolo. Cât n-ai face, oricum în momentul când trebuie să fii pus la punct și aduc aminte că ești român și te dau într-o parte, pur și simplu te trag pe dreapta. Sau trec pe lângă tine ca pe lângă gard, ca pe lângă, știți, ca pe lângă neamul cel sărac și îndepărtat, știți? Așa este și acest lucru am să-l spun peste tot unde am să fiu, pentru că fiind și deputat am simțit aceasta. Având dubla cetățenie, și o spun asta deschis, pot să asculte toată lumea să vadă, eu până în 19 sau 16 mai anul trecut, având pașaportul românesc, am adus în Ucraina cât se poate, din toate sursele și de la toți prietenii și colegii și partenerii mei din toată Europa am adus ajutoare. Ca în momentul când a apărut, că eu n-am făcut publicitate din aceasta, dar în momentul când au apărut pozele mele, că am primit ajutor de la Iași, spre exemplu, la Consiliul Județean Iași, e clar că oamenii s-au străduit și au ajutat și au vrut ca acest lucru să știe și de comunitatea din Iași, de toată țara. Și au pus pozele și m-au văzut pe mine pe poze. A doua zi am fost arestat în vamă, când mă aduceam să aduc documentele semnate că am primit aceste ajutoare. M-au arestat, m-au trimis în judecată pentru dubla cetățenie cu pretextul că am prezentat la trecerea vamală documente false. Deci așa a sunat verdictul grenicerilor când m-au trimis în judecată. Mi-au dat ordin de încorporare și m-au trimis acasă, sub convoi de poliție. Deci vă dați seama cam cum m-am simțeam eu atunci. Cu zeci și zeci de tone de ajutoare, cu sute de mii de euro și de grivni ce am putut noi aduce și face pentru această țară. Pur și simplu că i-a vrut mușchiul lui Osaciuc, fostul guvernator, care este un cretin, de fapt, un cretin. Ăsta nici măcar patriot nu a fost al Ucrainei. A fost un narcis care era plin de sine și care își facea promovare și reclamă pe orice mișcă. Și care el, marea majoritate, nu avea nici măcar tangențial, nu avea nicio relație. Cam asta a fost, ca să vă explic cam cum sunt văzuți acolo români. Eu vreau să vă spun că am fost martore la scene când depistau dubla cetățenie la oameni și le rupeau pașapoartele românești. Eu am fost martor ocular când băieți tineri erau fix așa arestați și duși la comisariatele militare și trimiși la front pentru că au dubla cetățenie. Eu am fost martore când s-au dat mii de zeci de mii de euro cu pașaportul românesc să poți ieși din țară. Deci toate aceste lucruri vreau să vă spun că sunt prezente în Ucraina acum și ceea ce chiar aseară. Eu am fost neplăcut mie lucrul acesta pentru că eu sunt cetățean fidel a acestei țări și în momentul spre exemplu aseară când ne-am întâlnit colegii, prietenii mei din Germania, din Italia, din Bulgaria, care mi-a spus că noi te stimăm, te respectăm foarte mult, știm ce prezinți, știm cine ești, dar nu-i mai putem înțelege pe ucrainenii, nu-i mai respectăm, nu-i mai primim, pentru că pe unde au fost, au făcut numai ravagii și au făcut numai fapte urâte. Acest lucru pe mine foarte mult m-a supărat,
Dar sunt conștient de aceste lucruri. Eu am trimis peste 1000 de oameni în toată România, la toți colegii, prietenii mei, primari, președinți de consilii, județene, vicepreședinți, prefect, suprefect. I-au adăpostit, i-au primit, iar marea majoritate din ei s-au comportat ca niște barbari. S-au comportat urât, s-au comportat nedemn, să spunem așa. Ceea ce nu face față întregului națiuni. Pentru că oamenii simpli, oamenii care într-adevăr au suferit în urma acestui război, au rămas acolo în Ucraina, dau și ei din mâini sarmanii cât pot să poată ajuta țara, nu pleacă de acolo, dar dacă pleacă de acolo, se comportă, nu vreau să generalizez ca să înțelegeți, se comportă cu totul altfel, omenește se comportă și înțeleg perfect oamenii care i-au primit, i-au adăpostit, îi hrănesc, îi îmbracă, nu li datorează nimica. Deci oamenii ăștia o fac din suflet, adică ar trebui să fie și mulțumirea pe măsură, și respectul pe măsură a oamenilor care te-au primit și a țării care te-a primit și te-a adăpostit. Cred că aveți, sunteți cu mine de acord și cei care ne aud, toți sunt de acord. Eu știu așa că încă bunica mea spunea că nu e voie să muști mâna care este întinsă pentru ajutor. Sau nu e voie să scuipi mâna care s-a întins pentru ajutor. Deci lucrul ăsta a fost frecvent, nu știu de ce, și unde nu m-aș duce, eu tot mă întâlnesc cu acestea. Am fost la Moldova, spre exemplu, la festivalul Perla de Cristal, care a fost desfășurat de Asociația Mondială a Artelor Interpretative, a cărui, de fapt, director pentru România sunt acum. Și acolo am întâlnit aceleași dispoziții, aceleași cuvinte le-am auzit. Și Moldova, o țară foarte săracă, deci nu departe de Ucraina și ea. Dar și ei au întins mână de ajutor, dar au simțit înapoi doar cuvinte urâte, doar pretenții, doar... Și lucrul acesta este umilitor. Deci înțeleg că nu este o caracteristică a poporului ucrainean, este vorba numai de calitatea celor care au plecat. Probabil, da. Cum a spus, oamenii care sunt cu un comportament civilizat demn au preferat să rămână acasă, poate, și au plecat poate aventurierii, poate cei care așa s-ar fi comportat oriunde. Și care mă bucur că așa înțeleg, așa este. Așa este, pentru că primul val de migrație a fost anume de cei care au avut foarte mulți bani, mașini de lux și la dispoziție, au avut toate posibilitățile că prin un telefon au fost ghidați până la vamă și fără niciun control trimiși partea cealaltă. Ceilalți armanii care au rămas aici n-au avut bani să se deplaseze, n-au avut surse de transport sau surse materiale să efectueze aceste lucruri și au rămas în țară. Deci lucrurile, într-adevăr, nu am spus și repet, nu vreau să generalizez, dar marea majoritate din cei care au ieșit în primul val, au emigrat în primul val, au fost aceia care și în Ucraina s-au simțit foarte, foarte bine și n-au vrut să iasă din zona de confort și au luat toți bănuții, ceea ce a dus practic la o sărăcie a țării. Pentru că marea majoritate, cred că ați auzit și dumneavoastră aici, au fost prinși la vamă cu milioane de grivne și milioane de dolari ascunși în mașini și așa mai departe. Dar câți n-au fost prinși? Deci corupția aici în Ucraina este acum, nu știu dacă există o țară mai coruptă, nu știu dacă există, poate dacă există, poate nu știu eu. Și România e foarte coruptă. O fi, dar eu în România sunt foarte des și am cu ce compara, domnul Pascal. Am cu ce compara, chiar dacă dumneavoastră spuneți că am zis odată și m-am trezit a doua zi cu comentarii foarte urâte, am spus la Lavinia Șandru în emisiune că cei care vor să știe ce înseamnă greutate și ce înseamnă rău de trăit să vină în Ucraina pentru 2 luni. După aceea se întoarcă în România și o să pupi pragurile. O să mulțumească că s-au născut în această țară și nu trec prin acele încercări care trecem noi dincolo. Și m-am trezit, vă spun eu, cu foarte multe comentarii foarte urâte. Nu contează, deci eu am cu ce compara, eu văd ce se întâmplă, credeți-mă. Aici mai este încă o pârghie în România, este totuși pârghia legislației europene, da? Și este această pârghie, zic eu,
ținută bine în mâini. E altceva că Uniunea Europeană consideră Bulgaria, România, cetățeni de mâna a doua a Uniunii Europene. Și asta tot vedem noi, de partea cealaltă se vede foarte bine acest lucru. Asta e altceva. Dar totuși aici demnitarii statului român sunt un pic sub vizorul Europei și eu cred că și asta îi stimulează să țină mâinile în buzunar, nu sunt întindă peste tot acest rău. Vreau să revin, dacă nu vă deranjează, a spus că a fost arestat, ceea ce acum am aflat prima oară m-a șocat. Ce a semnat? A fost dus în secția de poliție, încarcerat? Nu am fost încarcerat, am fost doar ghidat, să spun așa, însoțit de polițiști de la vamă până la comisariat, până mi s-a amânat ordinul de încorporare. Și după aceea am fost tot de ei însoțit până la judecată, unde mi s-a dat, a fost stabilită data judecății și după aceea am fost lăsat în pace. După aceea am plecat acasă. Am venit peste o săptămână, nu pot spune exact, acum peste câteva zile la judecată, nu mi-am luat avocat, nu mi-am luat nimica, dar am venit cu argumente serioase, fiind și eu politolog, având și eu o experiență de predare a dreptului în școală de peste 20 de ani, adică știu ce lume sunt, știu foarte bine legile Ucrainei și judecătorul mi-a dat dreptate, mi-a făcut o avertizare, pur și simplu, că eu îmi cer scuze, să trebuie să la mine se termine bateria, mi-a făcut o avertizare și cu asta s-a terminat. Dar cu ordinul de incorporare am fost unde am rămas eu? Da, am fost ordinul de incorporare, spuneați. Judecătorul mi-a dat dreptate, mi-a făcut o avertizare că am avut o încălcare administrativă, ținând cont că dubla cetățenie în Ucraina nu este salutată, dacă vreți așa o expresie. Că nu există niciun document, nicio lege în Ucraina unde interzice dubla cetățenie. Cu ordin în incorporare nu mi-a fost foarte greu. Eu am făcut un atac cerebral vreo 10 ani în urmă, am refuzat să fiu, să-mi dea acea grupă de invaliditate, chestii trestii, care eu mă simt bine și nu am nevoie de cele 15 euro pe lună care îți plătesc pentru o grupă de invaliditate. Am dovedit din punct de vedere medical, că eu nu pot să fiu incorporat, eu pot să ajut la maxim ceea ce făceam și fac și acum, dar nu pot pleca la război, mai ales că eu am avut și o specialitate militară foarte departe de război. Eu am fost, dacă traduc corect, am fost muzician în orchestrele sau în fanfarele militare, am fost șef de secție și am fost sergent, dar eu n-am pus mâna nici acolo, cei doi ani care i-am făcut în armată, n-am pus mâna pe armă. Eu am fost lucrător cultural, să spunem așa. Și cineva mi-a propus să plec acum, chiar acolo, la comisariat, mi s-a propus să plec la front și să fiu director de casă sau ceva de gen, de cămin cultural sau de club sau mai nu știu ce. Te-a trezit la mine, dar vedeți la mine asta trezește, la mine nu numai zâmbetul a trezit, eu chiar am avut o isterică, deci chiar i-am zis, băi, pe bune acolo unde se umoară oamenii, eu mă duc să dau spectacol, eu mă duc să fac altceva, dar pe bune mă trimiteți șef de casă sau director de casă de cultură. Bine, iarăși, nu vreau să generalizez, pentru că și în comisariate jumătate din ei sunt acolo plecați cu pluta. Sau nu au nicio treabă cu legea, cu logica, sunt de care vreți. Din păcate, la noi și în ministere, de fapt ca și în România, sunt oameni incompetenți total. Secretari de stat. Eu spre exemplu, două săptămâni în urmă, când am auzit că în România sunt peste 200 de secretari de stat, mi-a picat fisa. Deci, sincer vă spun, în momentul când nu au ce plăti, și spun la toată lumea că nu au ce plăti învățătorii, nu au ce plăti medicii, nu au ce plăti, ei plătesc pensii speciale de mii, de zeci de mii de euro și țin la guvernare, țin în birouri ca oameni cu niște salarii
nemaipomenite, 200 de secretari de stat, poftim, Statele Unite Americii, bă, luați niște nu știu, faceți niște comparații. 600 de parlamentari la o țară care au mai rămas poate 10 milioane în ea. Deci chestiile astea niciodată n-am să înțeleg. Da. Bine, mai mult de 10 milioane au rămas. Dar oricum, parlamentarii sunt cât pentru o țară de vreo 70 de milioane. Deci, eu despre asta vorbesc. Eu pur și simplu am făcut o comparație cu America, da? Da, da. E clar totul. Dacă luăm proporțional, luăm proporția, păi chiar e dezastru mare. Și ăștia sunt banii noștri, adică a noștri, a românilor. Eu puțin contribui în România, foarte puțin. A dat Dumnezeu și voi trece încoace, când doresc foarte mult să vină în România. Atunci o fi altă vorbă, dar oricum, eu înțeleg perfect ce înseamnă banul contribuabilului. Pentru că și noi suntem finanțați, Școala Populară de Artă, spre exemplu, parțial este finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Nu cine știe ce bani, ca lumea să înțeleagă, eu sunt sincer, deci anul ăsta avem 100.000 de lei pe an, 100 de copii, cu 8 cadre didactice, cu ce putem noi face, cu tot chirie, cu tot. Dar până acum am avut și 30.000 și 32.000 de lei pe un an întreg. Și am avut 157, 160 de copii. Înțelegeți? Eu asta socot patriotism. Eu asta socot oameni, că nu sunt singur, am o echipă de oameni foarte buni, foarte corecți, foarte, nu știu, foarte porniți să păstrăm ceea ce ne-au lăsat strămoșii de valoare, înțelegeți? Eu zic că asta este patriotismul și asta este nu vorba, dar fapta. Și înțeleg, vă spuneam, înțeleg perfect ce înseamnă banul contribuabilului, pentru că noi fiecare leuț îl raportăm de la până la casă. Nu, Doamne ferește, să trezească suspiciuni că undeva s-au pierdut banii sau noi ce am făcut cu ei. Deci dacă vă arăt proiectul nostru, așa un proiect, alte organizații, spre exemplu din Franța, la momentul de față, iau câte 2 milioane de lei. Deci să fim sinceri, adică avem cu ce compara. Avem cu ce compara, putem să vorbim și despre acele duble, triple standarde. Da? Putem vorbi și de asta. Un film 10.000 de lei, da? 10 filme, spre exemplu, 50.000 de lei și un film 50.000 de lei. Dar sunt proiecte, nu? Deci eu n-am să înțeleg niciodată, eu sunt singur formator. Eu am fost și eu, sunt manager cultural, am făcut atâtea acțiuni culturale de mii, cu mii și mii de oameni. Și eu știu ce înseamnă și ce costă, multe lucruri. Adică, na. Dacă eu cred că aș trezi mânia și furia la mai mulți oameni dacă aș deschide toate cărțile și totul ce văd eu și înțeleg eu, și nu numai eu, oamenii deștepți care știu ce înseamnă asta, știu cu ce se mănâncă, dacă îmi permiteți aceasta, tot să înțeleg lucrul ăsta. Dar stau liniștiți în băncuța, în pătrățica sa, că nu de Doamne la anul se trezește o furie de asta pentru o frază spusă undeva, poate chiar și cu adevăr, și nu-i mai de finanțare și pierde o idee sau un vis care ține la el. De aceea oamenii se retrag sau... Dacă te ceai... Da, și așa ușor se inoculează resemnarea, lipsa de acțiune, de reacție la ce se întâmplă. Dumneavoastră, da, ca profesor de istorie, istoria română o predați? Istoria română nu se predă. Nu se predă în Ucraina. Nu. Sunt doar câțiva profesori și directori curajoși care au inclus în programul școlar ore opționale, la noi se numește facultative, unde se predă istoria Plaiului Natal, spre exemplu. Dar în mare majoritate, nu. Iar istoria predată este o istorie aproape de realitate sau e un pic... Este aproape, aveți dreptate. Ați spus aici din nota 10, este aproape de realitate. Dar nici de cum nu realitatea, pentru că sunt niște, eu ca profesor de istorie am citit, spre exemplu, 3 ani în urmă, am fost invitat să fac o recenzie la testele, spre exemplu, a atestației naționale la istorie. Vreau să vă spun că am rămas șocat. Am rămas șocat și am respins această propunere și de atunci nu vreau să fiu partaj la asemenea crime educaționale care
deformează ideea și a istoriei ca obiect de bază a oricărei școli. Deci, cine plătește, știți cum, cine plătește, acela comandă muzica, așa se numește la noi. Eu sunt folclorist și dacă îmi permit unele fraze așa mai folclorice, vă rog să mai arătați. Da, sau cine are puterea, scrie istoria. Așa e, așa e, asta ai spus, da, încă de Cezar. Așa este. În prezent, care ar fi proporția de români în Cernăuți? În raionul Cernăuți, unde sunt eu consilier în Consiliul Raional Cernăuți, sunt 700, aproape 700 de mii de locuitori, dintre care 236, dacă nu mă înșel la momentul de față, sunt români. Deci sunt a treia parte, de fapt, în raionul nostru român. Pe surse oficiale este mai multe jumătate de milion în Ucraina de români, ținând cont de Buceacu, istoric, care până acum se numeau moldoveni, dar cu Doamne ajută, ia că a dat Dumnezeu și la Moldova un președinte un pic mai cu creierul și cu poziția pusă la loc și au totuși au dobândit să numească limba română și, limba de stat și nici de cum nu moldovenească și așa mai departe. S-au declarat până acum moldoveni cei din Buceacă. Acum sper eu că la rezensământul următor se vor declara români așa cum este de fapt, ținând cont și de cei din Maramureșul istoric, din regiunea Transcarpatia, Ucraina, tot sunt mulți, peste 100 de mii, nici eu știu. Dar eu zic că oficial se este peste jumătate de milion în Ucraina, eu zic că sunt mult mai mulți. Eu am colegi și prieteni de-ai mei care sunt români din tată bunel și se declară acum ucraineni. În situația cu valul de plecări din Ucraina, au plecat și români? Da. Au plecat foarte mulți români, mai ales băieții tineri care au avut job în Europa. Și-au luat familiile și nu s-au mai întors, nu s-au mai întors acasă. Pentru că în Ucraina acum se vehiculează un proiect de lege care presupune pedeapsa celor care în primele 3 luni după declararea războiului și a stării de război sau a acestei legi marțiale nu s-au întors acasă, vor fi pedepsiți cu pușcărie. Și eu cred că pe mulți acest proiect, nemai vorbind de lege, dacă va apărea într-un stat civilizat așa o lege, apoi eu zic mulți o să-i facă să nu vină acasă. Deci asta o să fie totuși o motivație să nu se mai întoarcă în Ucraina. Spun lucrul acesta eu văzând în statul meu natal câte case se vând acum. Familii tinere care au construit aceste case și au plecat acum și clar, dacă o vând, au pus-o în vânzare, clar că nu se mai întoarce înapoi. Deci sunt niște lucruri care mă și supără, mă și întristează și numai pe mine. Dar eu înțeleg pe oameni. Oamenii își doresc o viață mai liberă, o viață mai liniștită, o viață cu siguranță sau sub siguranță. Lucrați în presă, a spus. Presa cum e? Este controlată? E cenzurată? Cum o considerați? Nu lucrez în presă, domnule, din 2016, de aceea că n-am vrut să fiu cenzurat și strecurat și peptănat și îndrumat și ghidat. N-am vrut. Dar nu mai colaborați. Am retras. Colaborez, dar doar în chestii de cultură, de acțiuni culturale, dacă doriți, în chestii de promovare și mai puțin în știri, pentru că și acolo, deci, da, eu am plecat, spre exemplu, la televiziune de stat, când mi-a spus directorul general să-i scriu eu explicații unde am fost sâmbătă și duminică și cu cine m-am întâlnit, că am fost la București. Deci vă dați seama. Și eu un pic foaia care mi-a pus-o în față, am scris cerere de concediu. Da. Și mai mult la chestia asta nu m-am întors, nici nu voi mai întoarce. Am fost invitat de noua conducere, că aveau vacanții și am spus nu și gata, nu.
Nu, eu vreau, nu vreau să mă simt. Deci, vă dați seama, eu am făcut atacul cerebral în 2013 tot pe acest fond. Tot pe acest fond. Avem acolo de toate. Eu nu vreau să fiu acel critican. Știți, politican e plin în România. Dar nici critican nu vreau să fiu. Eu critic, dar îmi asum. În momentul când critic, îmi asum ce spun. Și vreau să vă spun că eu am văzut, eu am fost mâncat, dacă îmi permiteți acest cuvânt, această expresie, de mai mult de români decât de ucraineni acolo. Înțelegeți? Și vreau să vă spun că eu am rezistat la momentul când le-am spus în față că dacă încercați să mă mușcați de deget, vă mușc mâna, dar nu mâna capul. Pentru că și eu sunt un om care mă respect și nu o să vă dau voie să mă călăriți sau să mă băgați în noroi. Clar. Dar au fost tineri care imediat au renunțat. L-au numit cretin, mediocru, rusofon și așa mai departe și copilul acela imediat s-a lăsat mâine în jos, s-a retras și acum am sute, dar sute vă pot da de exemple care spun, domnul Levcic, nu ne mai întoarcem, nu vrem să fim iarăși murdăriți, nu vrem să fim, am avut așa lideri care în loc să-l învețe, când a văzut cu copilul, a venit să lucreze, da, la radio românesc sau face ceva pentru români. A făcut și greșeală, e clar, nu e nimeni din noi ideal. În loc să-l iei alături, să-i spui, măi băie, uite aici așa, uite aici așa e corect. Ai argumente să-i spui, să-i dovedești acest lucru, dovedește-i și învață-l, formează-l, dar nu îl critica și îl, da, pe lângă critică îl bat jocorii în halul ăsta. Așa au fost ai noștri, eu nu vreau să dau acum nume, marea majoritate din ei sunt plecați, că în ultimii 2 ani sunt plecați dintre noi. Și nu vreau să dau nume, dar, în momentul când i-am întrebat, tot îmi făceau fel de fel de și mie, multe mi-au făcut, urâte de tot. Dacă scriu o carte, unii au să fie scoși din istoria românilor pentru totdeauna. Da? Fățarnici și veneau aici și rupeau pe ei cămașa câtăți de frați și prieteni și veneau dincolo și numeau tot pe aceiași români tot cum pot. În cuvinte cele mai murdare. Eu și lucrurile astea le-am văzut. Și în Basarabia și la noi le-am văzut. Și nu vreau să spun că românii, doar românii sunt așa. Eu am văzut aceste lucruri și la evrei în Cernăuți. Mai puțin la polonezi și la nemți. Mai puțin. Ăștia vă se educați, totuși, educația asta habsburgică le-a lăsat în genofondul lor oricare treaptă de demnitate și de... Pe când noi suntem, am fost, cred că am să fim bărfași. În loc să stăm, să punem unul, i-am întrebat pe toți, bun, bine, eu fac rău, am făcut greșeli, am făcut, da, bine. Eu în spatele meu am sute și sute de copii și tineri, care acum sunt colegii mei, au făcut conservatoare, au venit înapoi. Am copii care, și acum am spus, domnul Levce, chiar că m-am căsătorit, am 3 ani, fetița, dar să știți, peste 2 ani vă duc la dumneavoastră. Deci nu pot să nu mă bucur de aceste lucruri. Și i-am întrebat pe ei, ești mare poet, și te afli, și te umfli. Spune-mi, te rog, câți poeți ai format? Câți copii tineri talentați i-ai ajutat să devină poeți? Pe câți i-ai ajutat să fac scrie o carticică? Să publici o poezie? Pe câți i-ai încurajat să miști pe acela, pe acea apă, ce, nu știu ce, chestii de genul ăsta? Că noi am făcut Congresul Spiritualității în 2011. Ai 22, omule, ce ai făcut din 2011 până în 22? Singur n-ai scris nimica, pentru că s-au editat cărți scrise prin 76-80 și numai le-au editat și le-au pus nouă de numire. Deci și așa lucrurile au fost la noi. Țara nu știe, n-are de unde știi țara, dar și țara ar trebui să întrebe pe cei de acolo. Ce se întâmplă pe acolo la voi? Nu cei care vin la București având indemnizații și posibilități să vină gratis în România, vin povestesc verși uscate. Veniți acolo. Pentru ce aveți un nu știu, un staff atât de mare? Mai trimiteți în Bucovina cu monitorizare. Mai trimiteți în Bucovina cu monitorizare. Ceea ce nu se întâmplă. Ceea ce nu se întâmplă. Nu se întâmplă, domnule. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Credeți-mă. Că dacă vă luați numai... Dar nu are rost acum să mă... Nu se întâmplă și atâta e tot. Eu pot spune mai multe, dar nu are acum niciun rost. Nu vreau să... Chiar sunt oameni care, cu micul care este propus sau micul care să-i ajutați, fac lucruri frumoase. Și eu nu vreau să-i ating și pe oamenii aceștia, că ei nu merită să fie luați din scurt, așa cum scrocii care nu fac nimica decât poze pe Facebook.
adună copiii, îmbracă frumos și au făcut poze și dă-te o bomboană și trimite acasă și au făcut acțiuni. Înțelegeți? Sau să strâng așa numită elită, 8-10 oameni și aceia care sunt autonumiți elită. Da? Și îi întreb în față, oameni buni, ați cheltuit, spre exemplu, 20.000 de lei. Ce impact a fost pentru comunitatea românească de 300.000 din Cernăuți? Ce o simțit omul cel în sat? Eu am copii din aproape din toate statele românești la școală. Copiii ăștia încercăm în momentul când vine la noi la școală și un copil talentat și muncește, încercăm în fiecare an să mergem în școala lui cu ceilalți, să-l promovăm acolo în școala lui, să vadă școala ce înseamnă a cheltui bani și ajunge la Cernăuți odată, două ori pe săptămână sau a umbla ca la Sibiu. Să nu vă gândiți că oamenii ăștia au venit pe aer aici. Au cheltuit bani. Au venit, n-am avut cu cine veni, că am renunțat. I-am sunat doamnei director și am spus, doamne, iertați-mă, nu cred că ajungem joi pentru că nu mai am mașină. Omul care trebuia să ne aducă, a refuzat să ne aducă pentru că are grijă să nu fie prins la graniță, să nu fie încorporat și așa mai departe. Și omul ne-a refuzat în ultimul moment. Și s-a trezit un tată a copilului și a venit din Germania, având acolo job, a venit în Germania și ne-a luat de la Siret și ne-a adus la Sibiu. Vă dați seama ce efort fac oamenii ăștia. Și copiii ăștia sunt puși la un nivel cu tot. Și asta mă pe mine mult mă indignează. Și mă supără. Adică un copil, pe lângă ceea că învață în școala românească, mai face și promovează folclorul, da, îl pregătesc eu, adică face școală, se dezvoltă singur, se formează singur, dar sunt puși toți aceilalți de la școală, orice școală românească. Dacă înveți în școala românească, hai, trebuie să fii, te duci la tabere, la... A, voștri au fost, le ajunge. Dar ce e ca noștri, an de an, copiii mei, cheltuie sume enorme. Și nu pe mine, că eu nu accept să iau bani pe ore sau niciun profesor de la mine nu face lucrul ăsta de la școală. Noi nu luăm bani. Chiar dacă suntem 6 luni sau 8 luni finanțați de Departamentul pentru Românii Pretutini, în celelalte 4 sau 6 luni noi suntem voluntari. Suntem voluntari. Ceea că vă dați seama, ai noștri așa numită plată pe lună sunt 3 euro. Că avem apă, avem utilități, aceeași cutie igienică. Vă dați seama, o încăpere de 300 și ceva de metri pătrați trebuiește adus în ordine, ținut în ordine și în curățenie ca copilul celălalt când vine acolo sau un părinte sau un oaspete să-i placă unii intră, dar să nu intre într-un graj. Pentru că graj ne l-au dat, am stat jumătate de an și am făcut să fie model acel centru și acea școală. Este mult de spus și mulți mă consideră revoluționar și nu știu, disperat și nu mă interesează ce consideră alții. Eu știu cine sunt și ce fac. Și în sensul ăsta eu îmi s-o țin așa cât am spot, cât o să mă țină puterele. Da, îmi doresc foarte mult să vin în România, îmi doresc foarte mult pentru că am o sănătate acum nu chiar strălucită, e cam șubredă și aș vrea să-mi refac sănătatea și să pot să continui, măcar încă un deceniu să pot să educ încă o pleiadă sau știu o generație de copii ca să fiu sigur că aceia care au trecut în mâna mea o să fac observații, bă, asta nu e românesc, bă, asta nu este bine, bă, asta e chici, bă, asta așa, asta e așa, asta e așa. Pentru că lângă aceea că învăț artă, eu învăț fie și români. Învăț să fie și curajoși, învăț să fie și verticali, să ia poziție, să fie văd ce fac eu. Și eu cred că mare majoritate din ei vor fi tot așa, vor face tot așa. Faceți lucruri extraordinare, chiar eroice. Și acum legat de starea pe care o înțeleg că nu e prea normală, cum este cu vorbitul românește în Cernăuți? Sunt bariere pe care și le pun oamenii, evită să vorbească chiar și între ei români și vorbesc în ucraineană? Ați răspuns singur la întrebarea dumneavoastră. Își pun barierele ei. Nu sunt bariere. S-o uitat rău la mine, dar nu mă interesează. Că am vorbit eu într-o leibus în limba... Eu și când învățam acolo. Vreau să vă spun că eu când am venit la colegiul de artă, m-am ambiționat enorm de mult în momentul când am venit și am văzut că eu sunt mai slab decât ceilalți colegi ai mei și nu numai pe mine, dar pe noi, mare majoritate români, moldoveni, atunci
Eu numeau, du-te băi, moldovan prost de aici, du-te băi, român prost de aici. Dar eu niciodată n-am evitat să vorbesc. Am vorbit în troleu, unii n-ar fost în limba română. Și vorbesc și acum, chiar dacă naționaliștii sau descreerații ucraineni îmi spune că ești în Ucraina, vorbește limba de stat. N-am să vorbesc limba de stat, eu am să vorbesc limba de stat acolo unde se cade. Unde trebuie, unde se cere. Dar în discuțiile cu prietenii, cu colegii mei care sunt români, am să vorbesc româna și numai română. Și la toată lumea, pot știu, acum nu mai fac nimeni observații, doar cei care nu mă cunosc, poate. Dar atunci m-am detunat, am spus așa, că atâta timp cât am străiesc eu, din negru, din ultimul sat românesc, dacă am să găsesc un copil talentat, am să-l fac erou și am să-l fac vedetă, pentru că merită. Noi mereu am fost lăsați de treapta a treia, nici măcar a doua în Ucraina. Din mereu. Și Uniunea Sovietică tot așa au fost. Am fost de soiul 2. Eu de 8 ani am fost la Moscova pe scena Palatului Congreselor. Și după aceea, că am fost dintr-un sat moldovenesc acolo, toți, el e acolo, lasă-l românul cel acolo, lasă că avem noi aici, la noi, la Cernăuț, și trebuiește din Șândreni să-l aduci pe acel, așa mai departe. Mă înțelegeți? Și așa și-a fost. Acum mai puțin aud, mult mai puțin aud bancuri cu moldovenii și cu românii și cu asta, dar înainte chestia asta era. Dar acum ei, dacă înainte se limitau la bancuri, acum fac urâte lucruri. Înțelegeți? Și eu mă refer la demnitarii statului ucrainean, nici de cum la ucraineni. Dar să știți că fac acest lucru și cu biserica acum, fac acest lucru ca să trezească în acei fanatici sau în acei descreierați acele sentimente de ură și de răzbunare care se revarsă iarăși peste noi. Deci așa procedează acum. De fapt, ce să vă povestesc? Domnul Pascal, cred că știți despre românii din Serbia, cam acolo am avut colegi și am colegi care îmi povestesc lucrurile care sunt practic asemănătoare. Și în Bulgaria sunt tot, nu în Bulgaria, un pic altfel oamenii totuși se simt, să spunem așa. Înțeleg că nu există o linie de transport normală între Cernăuți și țară. Nu există o linie de tren aeriană, nu. Nu, nimic. Este un autobuz Cernăuți-Suceava și un autobuz Cernăuți-București, un microbuz de fapt, care și acele nu circulă frecvent, adică nu sunt stabile. Dar care sunt particulare. Da. Dar căile ferate române, de exemplu, nu au o cursă de tren. Deci spunem aici că diferă căile ferate. Da, știm. Europene de cele din Ucraina, da. Acum să discut. Vreau să vă spun că avem un președinte de Consiliu, care are și el rădăcini românești, domnul Ruslan Domnițac, care chiar în primele luni de mandat a început discuția despre crearea acestei curse, de reînvierea ei, pentru că am avut cursa care a fost Kiev, spre exemplu Sofia, care a traversat toată România și era și la București, era și la Constanța și așa mai departe. Și el foarte mult își dorește acest lucru și își dorește foarte mult acest lucru ca în Cernăuți, adică acea cale ferată europeană, mărimile europene, să fie aduse până în Cernăuți, ca să nu se facă la Vadul Siret acel flux, acea trecere de rotile. Dar până când toate aceste idei și toate aceste vise care domnul le-a propus, le-a oprit războiul. Pentru că noi în timp de un an de zile, primul an de mandat a dumnealui, fiind consilier pe relații internaționale personal, a lui am făcut foarte multe. Deci noi ne-am înfrățit cu Consiliul, am făcut un acord de colaborare cu Consiliul Județean Iași, cu Consiliul Județean Suceava. Am dus tratative și era pe cale de semnare acel acord de colaborare cu Satul Mare, cu Consiliul Satul Mare sau Baia Mare, credeți-mă că acum de acolo. Sunt aproape, Satul oricum. Mare. Da. Niște lucruri care în opinia mea erau foarte benefice pentru noi românii, dar și nu numai pentru noi, și pentru Ucraina, pentru că lipsa aceasta de relaționare, transport, spre exemplu, iarăși are efecte doar negative. Eu zic că dacă
dă bunul Dumnezeu și termină acest război. Și dacă Ucraina va aprecia ceea ce a făcut România și românii pentru poporul ucrainean și pentru Ucraina întreagă, cred că relațiile se vor schimba un pic. Nu vreau să spun că am mari speranțe și să pun mari, mari speranțe pe acest lucru, pentru că eu cam știu cine este la putere în Ucraina și să știți că nu poporul ucrainean, dar anume cei care fac politica statului ucrainean nu au dorință și nu au, cred că, în viziunea lor, România nu este statul care ei ar vrea să fie parteneri. Se vorbește, dar mai departe de vorbă, în ultimii 23 de ani, de când sunt eu în Cernăuț doar, am văzut foarte puține lucruri. Da, se face un tam-tam, s-a semnat, ne-am întâlnit, și acolo rămâne. Punctum! Nu se mai dezvoltă nimic, nu se mai face nimic, nu se mai schimbă nimic. Înspre bine eu am în vedere. Spre bine, spre binele nostru. Nu cred că există vreun demnitar de stat în Ucraina care să știe măcar termenul de discriminare pozitivă. Nu cred. Pentru că dacă ar ști măcar că toată Europa, unde tind ei cică, se ghidează de acest termen, sau să ia, de ce nu, să vină în România, să vadă cum România, ce atitudine România, statul român are față de minoritățile sale. De ce ucraineni care zic că ucrainenii n-au școli în România? Dar cine dracu i-a trimis pe ucraineni în România? Cine a stat aici unde ei? Voi ați venit peste noi, da? Dar acolo ucrainenii nu s-au născut. Ei au fugit acolo. În primul rând, dar în al doilea rând. Ucrainenii lor știu, eu știu, când le-a fost propus bani. 2 milioane de euro li s-a propus să facă la Negostina școală ucraineană. Ce au spus ucrainenii, Uniunea Ucrainenilor? Nu avem nevoie. Nu avem nevoie. Adică ei au școli duminicale, ei au sprijiniți pe astea și o să fie bine. Și nouă ne ajunge. Care e problema atunci? Deci și tot se musează ideea asta. Când o să fie în România școli ucrainene, atunci ar fi. Bă, ne sunt țâțelor. De ce comparați ceea ce nu se compară? De ce? De când este în București școala, casa limbii ucrainene sau cum se mai numește ea, da? De când este sediul ucrainenilor, unde este? Unde e sediul românilor din Ucraina? Suntem 1 milion. Unde? Că acolo nu se cheltuie, dar zic, noi ce luăm mai mult? Cine dați voi nouă mai mult, dacă voi plătiți pe școala în limba română, așa cum spun școala în limba ucraineană? Și avem 8 ore de ucraineană, bă, 8 ore, deci trebuie să fii cretin să nu știi limba ucraineană după ce ești în școală. Și noi nu suntem împotriva limbii ucrainene, suntem cetățeni fideli și am spus toată lumea. Avem respectul față de limbă, față de țara unde ne aflăm și învățăm, studiem. Eu n-am învățat niciun cuvânt în ucraineană, cu toate bunelul meu a fost ucrainean, care tot n-a vorbit în viața lui niciodată ucraineană. Rusa a vorbit-o. Și în casă la noi s-a vorbit rusa, tata vorbea numai rusa. Așa era, nu știu de ce, nu pot să-mi explic. Nu erau nici tu separatiști, nici tu naționaliști, erau oameni ca oameni, dar s-a vorbit rusa. Dar bunelul meu a fost ofițer de armată rusă. Cred, de asta cred. Și până la urmă, care este problema? Cum îi dai, cât plătești pentru cetățeanul ucrainean sau pentru copilul ucrainean că studiază, așa plătești pentru cel român. Și de ce vă stăm noi vouă în gât mereu? Că românii greu se adaptează la societatea ucraineană. Poftim? Poftim? Am 2 copii care au făcut școală românească. Fetița în Iași acum vorbește 5 limbi fluent. Fluent vorbește 5 limbi. Băiatul în Canada. Și tot vorbește 4 limbi capa. Care e problema? De ce tot ne faceți proști? Nu pot înțelege. De ce tot ne aveți undeva la periferie, undeva la... De ce? Nu pot înțelege și n-am să înțeleg asta niciodată și am să lupt atât cât am să fiu acolo. Cred că până n-am să fiu numit persoana nogră. Bine, ca politolog, până la urmă, înțelegeți că așa sunt jocurile politice în toată istoria. Nu. Ca politolog, cum vedeți situația de acum? Când se îndreaptă? Când se termină? Ce părere aveți? Nu vreau să dau, să fac prognoze, pentru că nu sunt în acel... Nu am siguranță, în primul rând, că asta de grabă se va termina. În opinia mea, acest lucru se va termina doar atunci când va fi nimicit Putin
și toți ceilalți, care adepții lui, care l-au ajutat și l-au sprijinit, au să dea vina pe cel care a plecat. Deci, atunci poate, poate. Dar atât timp cât Putin este viu, eu nu cred că acest război, și nu, n-am să susțin niciodată nici ideea, măcar de tratativ. N-am să susțin ideea, pentru că ele au fost, s-au terminat cu nimica, oricum au fost învinuiți ucrainenii, că au făcut ravagii și au făcut pretenții și nu știu ce. Și de aceea vreau să vă spun că nu cred că asta se va termina mai degrabă decât va pleca Putin pe cea lume. Deci eu aș fi acela care aș contribui cât de modest acest dictator, acest nimernic să fie spânzurat. Să mă ierte Dumnezeu că nu este corect ce spun acum din punct de vedere a moralității creștine, dar un om care a făcut atâta rău, atâta rău, și nu contează ucraineni sau nu ucraineni sau cine el, că el nu numai ucrainene. Europa taci, Europa nu-i aduce aminte ce a făcut tot Putin în Siria, ce a făcut Putin în Afganistan, ce a făcut Putin în Georgia, în Gruzia, ce a făcut Putin în Cecenia, nimeni nu-i aduce aminte. Pe spatele unui individ, unui cretin, atâtea morți, atâtea, nu știu, suflete distruse, atâtea vieți puse în pericol și distruse. Eu niciodată n-am să înțeleg lucrul ăsta. Și în momentul când în 2014 Putin a făcut ce a făcut cu Ucraina, cu invadarea Crimeei, cu Donbasul și așa mai departe, de ce atunci Europa a tăcut? De ce? Să primească Putin curaj că Europa ar stacă și acum? Păi discute și așa se dau mari și așa se dau tari și așa acum povestesc despre, nu știu, sancțiuni și nu știu ce. Ce ați făcut voi 8 ani în urmă, 7 ani în urmă, 9 ani în urmă, când Putin a început doar asta, lucrul ăsta? Și acum asta, Rusia încă este în sfatul Națiunilor Unite, încă există în organizațiile internaționale. Ea trebuie scosă de peste tot, blocată peste tot, ca să opriți odată invazia asta și ideea lui Putin de hegemon, nu știu, mondial. Deci, dar atâta timp cât se fac duble jocuri, și astea sunt duble jocuri, diplomația mereu a fost o minciună. Diplomația mereu a fost o nu știu, o... și așa și-a rămas. Diplomația și politica ar fi trebuie să fie diferite în sensul ăsta. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa. Și politica e o minciună totală și diplomația e o eroare totală. Păi, toate marile tratate care au încheiat niște războaie s-au făcut cu fel de fel de jocuri de culise diplomatice și au tras acolo sforile fiecare cum a vrut și cum a putut, având în spate. Legat acum de... Spuneați că nu vorbiți ucraineană, dar sesizați... N-am vorbit. Acum eu vorbesc fluent ucraineană, eu posed ucraineană foarte bine, sunt translator autorizat, în sensul ăsta nicio problemă. Dar am învățat-o, am studiat-o, pentru că eu socot că așa este corect. Da. Dacă m-aș duce în alt stat, acum în Italia, aș învăța limba italiană, că așa este corect, nu mă duc acolo să cer moschee, cum au venit aici în România să ceară moschee. Da. Nu este corect, eu socot, da? Da. Dar ai venit în România, învață limba română. Același lucru și la Ucraina. Am venit sau sunt în Ucraina, musai să știi limba de stat. Așa face toată Pribaltica acum și bravo lor, așa vrea și Ucraina, dar sunt, cum să vă spun, situații și situații. Nimeni n-a venit peste Pribaltica, da? Nimeni. Și chiar dacă în 40 a fost anexată, așa cum a fost anexată, ei și-au păstrat, da? Autenticitatea, civilizația, așa mai departe. Numai la noi, nu știu ce, toți stac. Pactul Ribbentrop-Molotov, unicul pact fascist rămas în picioare, toți stac și toți trec peste el. Păi sunteți fățarnici. Cum voi puteți povesti acum la lumea întreagă că voi sunteți democrați? Sunteți fățarnici. Vreau să vă întreb, ca vorbitor de rusă și de ucraineană, sunt diferențe mari între cele două limbi sau aproape asemănătoare? Aproape nu sunt asemănătoare, nu cred eu rușii că înțeleg ucraineană. Ucrainenii înțeleg rusa, din considerente că în Ucraina s-a vorbit, deci au fost 40%, s-a vorbit rusa. Deci ucrainenii toți înțeleg. Dar unul care vorbește numai ucraineană se înțelege cu unul care vorbește numai rusă? Da. Acela care vorbește numai rusă poate să nu îl înțeleagă pe cel care vorbește numai ucraineană, pe când ucraineanul va înțelege. Ucraineana este
ceva la mijloc între rusă și poloneză. Deci în Ucraina, a preluat? Cum sunt? Vă dați seama, dacă mă întrebați chestia asta, puneți-vă întrebarea ce este comun între italiană și română. Același lucru putem spune și despre, da? Rădăcinile cuvintelor le avem practic aceleași, terminațiile se schimbă, sunt foarte multe cuvinte diferite, clar, dar ca să înțelegeți, e un grup, o grupă de limbi slave și în sensul ăsta, când știi rusa, cunoști, înțelegi un pic și ucraineana, înțelegi un pic și ceha, înțelegi un pic și poloneză și tot așa. Înțelegeți? Dacă știi ucraineana, mă refer. Același lucru cu rușii. Numai că rușii, nu știu, șovinismul la ei a ajuns la culme. Ei se simt și acum hegemonii mondiali și nu știu ce și nu știu ce. Asta e altceva. Dar din punct de vedere al limbii, am dat un exemplu foarte, foarte, zic eu, reușit cu româna și italiana sau româna și franceza. Când, în opinia mea, totuși rusa cu ucraineana sunt încă mai apropiate. Totuși au ieșit dintr-un, dacă unde e Roma și câți ani a fost Roma pe teritoriul ăsta, da? Foarte mulți, mii și ceva de ani. Păi ăștia, rușii slavii, au fost mereu împreună. Mereu, în sensul ăsta. Că și rușii, chiar de la Rusia chieveană, chiar dacă slavona veche diferă, oricum are cuvinte și rădăcinile, sunt și în ucraineană și în română, și în rusă. În încheiere, puteți așa în câteva minute să nuanțați cum se trăiește în Cernăuți? Viața de zi cu zi. Din punct de vedere material este foarte greu, pentru că salariile sunt extrem de mici, prețurile sunt echivalate cu cele europene. Dar, deci, când servești, spre exemplu, o cină în restaurant la Cernăuți, aceiași prag, pe acești bani îi plătești ca și în Suceava, ca și în Iași. Dar în România, totuși, câștigul e mai mare. Euro, da, acolo e foarte slab. Eu acum mă refer la colegii mei, spre exemplu, la Consiliul Raional, care primesc 200-300 de euro pe lună. Aștept funcționari de stat, să înțelegi. La privat îți plătești un pic mai mult, dar tot, nu cred că mai mult de 400. În sensul material este mai greu, dar și în sensul psihologic este foarte greu de trăit acum în Cernăuți. Mereu aceste sirene, aceste anti-irene, pe mine, eu vorbesc acum despre mine, pe mine lucrul acesta mă șochează, mă scoate din echilibru meu. E foarte complicat pentru că Cernăuțul are aproape 100.000 de refugiați. Vă dați seama, unde sunt 240.000 de cetățeni, să ai pe cap încă, lasă nu 100, lasă 80.000 de refugiați. Deci vă dați seama cam care este situația. Psihologic e foarte greu. Nu știu, eu, spre exemplu, de bună bucată de timp nu mai pot suporta știrile. Nu mai pot vedea războiul, nu mai pot vedea distrugerile care se fac zilnic, nu mai pot auzi de morți zilnic, nu mai pot umbla la început veneam, măcar la ai noștri băieți, românii noștri de raionul nostru, veneam la mormântări, veneam, acum nu mă pot duce, nu mă pot duce că nu mai am nici starea aceea, nici putere să suport acele lucruri. E foarte greu, deci se pare că orașul, dacă nu comentez și ții gura închisă, plimbi pe oraș, îți pare că orașul ca un mușoroi de furnicar, se mișcă, a rămas același Cernăuț, slava Domnului peste noi, n-a dat nicio bombă, dar totuși se simte acel stres non-stop din țară, se simte și în Cernăuț, mai ales că se fac și diferite prostii. Auzim acum în plin război că primarul anunță că vor fi vândute criptele din cimitirul vechi pentru noi răposați și marea majoritate din ele sunt românești. Deci niște declarații de-astea, eu nici măcar n-am cuvinte să zic, deci, de niște cretini, nu, eu altfel nu pot să-i numesc. Până la urmă, au declarat cimitirul, l-au declarat muzeu, l-au declarat sit.
Și după asta vin cu așa declarații, ceea ce ne dezechilibrează pe noi acolo, pe toți. Sau vin peste noapte, vin cereri de la minister, de la Kiev, să le dai informații de școlile românești, ce fel de obiecte pentru anul viitor trebuie să cărți în limba ucraineană. Deci peste noapte, deci nu ne dau posibilitatea să facem și noi analiză, să v-am spus, capul răului în Ucraina este incompetența și corupția. Capul răului. Și mie îmi pare că abia pe a treilea loc este acel naționalism a fanaticilor care au fost frustrați o viață întreagă și acum s-au ajuns la putere, știți, s-au pus în abidici. Așa văd eu. Da, și probabil că tipul ăsta de fanatism le netezește și drumul spre niște funcții. Cred eu, da. Cred eu. Nu știu, eu nu mai văd. Eu nu văd în asta patriotism, înțelegeți? De acum, nu știu, mie mi se pare oribil de acum să vopsești viceurile în culorile steagului, să vopsești stâlpii în culorile steagului, să... Deci chestia ta de acum pe mine e un dezgust total, înțelegeți? E o farsă. Asta nu vorbește despre patriotism așa nici de cum, dar nici măcar 1%. Asta nu e patriotism. Eu zic că patriotismul e munca ta, e efortul tău să ajuți nația, să-ți ajuți aproapele dacă nu ai mai mult efort, mai mult putere. Dar chestiile astea și lozincile astea sună. De acum știți, undeva, nu știu, eu am fost recent, am fost la Roma, tot la un simpozion internațional. Și vreau să vă spun că am avut foarte puțin timp să mă prim prin Roma și am văzut pe casele din Roma, în limba ucraineană, scris de unul de pe Nicolae, altul nu știu, unii slava Ucrainei, pe casele din Roma, pe cetatea din Roma, pe Coliseum, pe gardul acolo, erau scris slava Ucrainei, chestii care pe mine, în orice caz pentru mine, este un rău, un rezultat total. Asta, pentru mine asta nu vorbește de patriotism. Iacă dacă tu ai făcut 2-3 perii de ciorap și ai trimis băieților la front, eu zic că asta e mult mai mare efect și mult mai mare, mai mult vorbește despre patriotism decât că ai luat și ai răcnit acolo ca un nesimțit în piața, spre exemplu, în bazilica, că am fost copii în bazilica. Noi am cântat în asta, în biserică ne-au aplaudat o lună întreagă și am ieșit în piața Sfântul Petru și răcne unul cât îl ținea gura cu steagul ucrainean, slava Ucrainei. Deci, nu știu, chestiile astea totuși eu zic că dau apă la morele fanaților descrierați, mai mult decât la oamenii civilizați care într-adevăr prețuiesc Ucraina și fac totul ca Ucraina, despre Ucraina să vorbească, despre ucraineni să vorbească bine. Pentru că, vă spun, nu vreau să generalizez, în Ucraina eu am foarte mulți prieteni, eu și oamenii difer, oamenii nu susțin chestiile. Oamenii spun că băi, asta e chiar peste, da, peste măsură. Deci îndoiatul la noi se spune îndoiat la rece, știți? Da, un fel de chici și propagandistic. Da, și eu înțeleg când propaganda asta are la bază, nu știu, o motivație ceva alta decât să trezești fanalioții și fanatici. Nu știu, eu pot să explic, dar nu vreau să trezesc. Nu e discuție pe cuvintele mele, că eu sunt convins și din asta ce am spus aici, mulți au să fac tot posibilul să le învârte, să le sucească, să le cârnească, să iasă pe a lor. Știți? Da, sigur. Sunt convins de lucrul ăsta, dar eu așa simt și eu am dreptul să spun acest lucru, pentru că eu sunt de acolo, eu știu ce se întâmplă și eu până la urmă am dreptul să am poziția mea și să-mi expun viziunea mea. Pentru că eu nu sunt frustrat, nu mă simt frustrat, nu sunt obișnuit. Na, mă supără unele lucruri ca fiecare om, dar nu încerc să mă revanșez. Nu încerc, pentru că eu înțeleg perfect că eu n-am scos face lucrul ăsta. O să trezesc mai mult discuție
și inutile, discuții inutile. Și până la urmă aș fi vrut să rămân filosof. Mulțumesc foarte mult, domnule Iurie Levcic. Vă urez succes cu copilașii și să ne auzim cu bine. Iaca, vedeți ca viața noastră. Am început de la frumos, de la curățenie sufletească a îngerilor care sunt alături de mine și că am ajuns la cei care îmi spurcă viața. Dar asta este. Numai bine.